Bun găsit, doamnelor și domnilor! În România, bolile cardiovasculare cauzează mult mai multe decese decât cancerul. La fiecare 30 de minute, un om moare în urma unui infart. Așadar, infartul este principala cauză de deces în țara noastră. De altfel, România se situează pe locul 3 în lume la decesele cauzate de boli cardiovasculare. Despre cauze, tratament, dar și despre un stil de viață sănătos vorbim astăzi cu medicul primar cardiolog Gabriel Tatu Chițoiu de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit această ocazie de a discuta despre acest subiect la ordinea zilei în România. Suntem onorați! Statisticile sunt deosebit de îngrijorătoare. Totuși, pe români, inima nu-i prea îngrijorează. Majoritatea românilor, cam 60% din români, decedează în urma unei boli cardiovasculare. Cum a spus dumneavoastră, infarctul de miocard, dar să știți că puțin deasupra infarctului de miocard sunt accidentele vasculare cerebrale. Și în ciuda acestei realități, atât mass media românească cât și publicul nu conștientizează acest pericol. Dacă veți arunca o privire pe subiectele medicale din ultimii 2-3 ani de zile în mass media românească, veți găsi acolo că pe primul loc se află, spre exemplu, cancerul, diabetul, hepatita cronică, poliartrită reumatoidă, iar infarctul de miocard aproape că nu apare în preocupările mass media. Ceea ce este absolut surprinzător, pentru că vedeți 60% din români mor prin boli cardiovasculare. În graficul pe care vi l-am pregătit aici se poate vedea cu ușurință faptul că mortalitatea prin boli cardiovasculare este de două ori mai mare decât toate celelalte boli la un loc. Mortalitatea prin cancer la noi este de 19%, comparabilă cu cea din comunitatea europeană, 21%, după cum vedeți acolo. Comparativ cu 46%, care este media de mortalitate prin boli cardiovasculare în comunitatea europeană, mortalitatea prin boli cardiovasculare în România apare extrem de mare. Dar de unde vine? Sunt totuși 14%, da? Diferența este de 14%. De ce este... Este o diferență destul de mare, cred. E o diferență care explică de ce România are, în momentul de față, ultimul loc în comunitatea europeană în ceea ce privește speranța de viață la naștere a românilor. De ce apare această diferență? Este un subiect pe care putem să-l dezbatem într-o emisiune întreagă. Este vorba de modul în care se face prevenția bolilor cardiovasculare, care este practic inexistentă la noi. Și este simplu, sunt patru factori mari de risc: fumatul, lipsa de mișcare, sedentarismul, colesterolul crescut și hipertensiunea arterială. Dacă la simpla lor enumerare, oricine își dă seama că toți acești patru factori pot să fie preveniți sau pot să fie foarte ușor controlați. Lucru care nu se face la noi. Este vorba, în primul rând, de conștientizarea publicului, de conștientizarea mass media și existența unui program de prevenție a bolilor cardiovasculare. Diferența dintre România și alte țări, și aș da exemplu România aici, oricum nu stă foarte bine la capitolul prevenție. Pe nicio categorie de boală. Absolut. Și nici la capitolul screening. Și aici, pentru că să închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră, aici este diferența, dacă vreți, între România și alte țări, cum este, de exemplu, Finlanda, cum este, de pildă, Irlanda, țări care au înțeles că prin factorul politic împreună cu profesioniștii de medicină, dacă reușesc ca să implementeze la nivel național un program de prevenire a bolilor cardiovasculare, pot ca să obțină succese remarcabile. Există și fundația pentru Fundația Română a Inimii. Exact, a Inimii a făcut de-a lungul timpului tot felul de campanii de prevenție. Au fost o picătură într-un ocean sau au avut un feedback din partea populației, un feedback pozitiv? N-aș putea spune că ar fi fost pus în aplicare un program coerent în prevenția bolilor cardiovasculare.
Fundația Română a Inimii este fondată de Societatea Română de Cardiologie. Societatea Română de Cardiologie și-a schimbat strategia în ultimii 3-4 ani de zile, tocmai plecând de la aceste realități ale societății românești, strategie care este îndreptată acum în special pentru în vederea educației publicului pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. În acest sens, Societatea de Cardiologie și Fundația Inimii au imaginat câte un program, să câte o acțiune pentru fiecare dintre cei 4 factori mari de risc pe care i-am enumerat. Țineți minte cam cât de implicat a fost Societatea de Cardiologie în susținerea legii de interzicere a fumatului în spațiile publice închise. Și vedeți, rezultatele au apărut chiar în primele 6 luni de la implementarea acestei legi în martie 2016. Societatea și Fundația au de asemenea programe pentru în hipertensiune arterială și în combaterea sedentarismului, precum și materiale scrise și materiale video pentru toate explicarea tuturor factorilor de risc și a modului în care aceștia pot ca să fie combătuți. Aceste materiale au fost produse de Societatea de Cardiologie, sunt postate pe platforma pentru pacienți a Societății de Cardiologie și pe canalul propriu de televiziune care este Cardio TV SRC, lansat în urmă cu un an. Domnule doctor, la foarte multe boli a scăzut foarte mult vârsta medie. Este valabil și la bolile cardiovasculare? Adică până acum eram obișnuiți cu boli cardiovasculare 50, 60, 70. Acesta este și motivul pentru care în urmă cu 3-4 ani de zile am decis că trebuie să facem ceva, pentru că aveam din ce în ce mai mulți tineri cu această boală care nu ar fi trebuit să apară la vârsta lor. Vârsta de 30, 35, 40 de ani, chiar și femei, nu numai bărbați, deci la o vârstă extrem de activă, când ei iau foarte multe planuri, trebuie să susțină familii și totuși ajungă să facă infarct. Și de aici am început să ne gândim să declanșăm toate aceste programe pentru a arăta oamenilor cât de ușor pot ca să fie evitate bolile cardiovasculare prin respectarea unui anumit regim de viață, un regim de viață normal. Spuneați mai devreme că au apărut bolile cardiovasculare chiar și la femei mai tinere. Da. Există o predispoziție a bărbaților pentru bolile cardiovasculare față de femei? Bărbații au fost sexul slab în ceea ce privește bolile cardiovasculare și femeile sexul tare. De obicei, se consideră că numărul bărbaților care fac infart, și de fapt asta și este realitatea, este mult mai mare până la vârsta de 60-65 de ani comparativ cu femeile. Este, dacă vreți, un raport cam de 3 bărbați cu infart, o femeie cu infart până la acea vârstă. După care lucrurile se schimbă, dar se schimbă și raportul chiar se inversează la vârste înaintate, dar asta și datorită faptului că femeile au speranță în viață mai lungă decât bărbații. Femeile sunt oarecum protejate până la vârsta menopauzei, dar, repet, am început să avem paciente cu infarct de miocard la vârste de 30-35 de ani și factorul de risc de bază la toți acești pacienți tineri este fumatul. Mă pot spune că 90% dintr-o statistică pe care am avut noi, 90% din pacienții cu infart și cu vârste de sub 55 de ani sunt fumători. 9 din 10. Foarte mulți oameni nu fac diferența între atacul de cord, între infart și stopul cardiorespirator. Care este exact diferența medical vorbind? Infartul de miocard trebuie ca să fie înțeles ca fiind ocluzia, dacă vreți, astuparea unei artere care irigă mușchiul inimii, care transportă sângele la inimă. Inima are cam 3 astfel de artere. Am încercat pe această imagine să vă arăt cam cum sunt acestea. Ele se cheamă artera coronară, cu arterele coronare.
Pentru că dacă vă uitați pe acest desen, toată această arborizație a arterelor seamănă cu o coroană care este așezată cu vârful în jos și cu baza în sus. Și este o coronară dreaptă și o coronară stângă care se împarte în două ramuri mai mari. Ceea ce vedeți pe imaginea din dreapta, așa cum ne uităm noi la ecran, este o coronarografie, deci o procedură în care în coronarea dreaptă, după cum se vede acolo, s-a injectat o substanță de contrast și acolo unde este săgeata pe care am desenat-o acolo, se vede clar că este o ruptură. Este astupat. Deci acolo, dacă vreți, este un cheac de sânge. Este un cheac care a astupat artera coronară. Acesta este un infart. Un infart este pur și simplu ocluzia sau ocluzionarea, cum spunem noi, dacă vreți, în termen popular, astuparea unei artere care duce sânge la inimă, de cele mai multe ori cu un cheac. Acest cheag se dezvoltă la nivelul unei plăci de ateron, de ateroscleroză, care se rupe și acolo imediat se produce coagularea. Acesta este infartul. Stopul cardiac este o consecință a infartului. Este, dacă doriți, o complicație majoră a infartului de miocard. Evident că stopul cardiac poate să apară și în alte afecțiuni, dar este complicația majoră și în infartul de miocard și acest stop cardiac înseamnă pur și simplu încetarea activității de pompă a inimii. Inima nu este capabilă să mai pompeze sânge în corp. În majoritatea cazurilor, stopul cardiac din infartul de miocard apare prin niște tulburări de ritm ale inimii. Noi le spunem aritmii. Vedeți pe imaginea pe care v-am aranjat-o aici, a apărut și cheagul de sânge de care vorbeam în imaginea din dreapta, în colț. Și aceste aritmii sunt de mai multe feluri. Este foarte important la ce trebuie să fim atenți înainte de când apar anumite simptome. E ușor de sesizat că în momentul în care apare această ocluzie arterei în coronare, primul semn și un semn extrem de clar și de tipic pentru infarctul miocard este apariția unei dureri. Apariția unei dureri toracice și vedeți în această imagine, am încercat să exemplificăm cum apare această durere. Observați, pacientul respectiv are o mână care este în dreptul sternului. Mâna aceea arată exact cam cum simte el durerea. Este o durere care ca o gheară care i s-a înfipt în piept. Ceea ce le spun pacienților mei, că durerea este atât de puternică de parcă ar trece un tank sau un tractor peste tine. O durere care pur și simplu simți că te strivește. Este atât de violentă încât începe să apară și transpirație și alte simptome, cum ar fi de pildă greață și nevărsături. Această iradiere, vedeți pe imaginea din dreapta, tot acea pată roșie pe care am făcut-o, am încercat să arăt cam cum iradiază această durere. Deci ea poate să apară aici, în mijlocul pieptului, în torace, dar ea poate ca să se extindă, să ajungă pe braț, pe antebraț, pe partea internă a brațului și antebrațului și poate ca să ajungă și în gât și chiar să în mandibulă. Dar, repet, este o durere extrem de violentă, o durere care, dacă durează mai mult de 10 minute, trebuie să ne gândim totdeauna la infart și să chemăm serviciul de ambulanță pentru a fi transportat rapid la spital. Asta vreau să vă întreb. Dacă suntem noi în situația dată, da, chemăm ambulanța. Dacă este cineva lângă noi, până vine, căruia îi se întâmplă, până vine ambulanța, există anumite manevre pe care le putem face? Aceste manevre sunt legate de întrebare care mi-a spus-o de stopul cardiac și o să ajungem acolo. Ceea ce aș vrea să subliniez că din practica de fiecare zi, când apare o astfel de durere, oamenii, ultimul lucru la care se gândesc este infarctul de miocard. Toți se gândesc că... Știți că e o vorbă din bătrân care spune, inima nu doare. Totdeauna când apare o durere atât de violentă, primul gând trebuie să fie la infarct de miocard, iar următorul gând este la solicitarea imediată a serviciului de medicină de urgență. În practică, oamenii se gândesc, fie că au făcut o pneumonie, fie că au un junghi intercostal, fie că uneori durerea este în stomac și simt, au senzația că au făcut un ulcer sau o gastrită. Trebuie să se sezeze faptul că durerea este o chestiune acută, o chestiune care a apărut brusc și este ceva serios în momentul în care durerea este atât de violentă. Și așadar, dacă durerea persistă mai mult de 10 minute, trebuie să gândesc la ce este mai periculos pentru ei, la un infarct de miocard și să solicite imediat serviciul. Există totuși simptome, să le spunem, silențioase, care nu sunt neapărat specifice, tipice pentru un infarct și la care ar trebui să fim atenți? Există
există și acest lucru se întâmplă mai ales la pacienții cu diabet zaharat. Sunt mai multe explicații aici, nu o să insist, dar cam 25% din pacienții care au infart pot să facă care au diabet pot să facă un infart fără să aibă durere. Și atunci pur și simplu apariția unei bruște stări de oboseală, de astenie, de transpirație, de greață, trebuie să-i facă să se gândească că este poate și un infart de miocard și cel mai bun lucru este să solicite serviciul de medicină de urgență, să facă o electrocardiogramă și dacă este un infart, atunci să ajungă repede la spital. Care este tratamentul la o boală cardiovasculară în urma unui infart? Tratamentul bănuiesc că durează toată viața. Tratamentul are mai multe etape și este o chestiune de specialitate în bună măsură. Aș vrea să insist însă asupra ceea ce poate să facă oricine, ce poate să facă publicul sau cei care sunt în anturajul pacientului cu infart. Vedeți, în această imagine v-am arătat una dintre modalitățile de prezentare este cea din stânga cu durerea de care am discutat. Altă modalitate de prezentare a unui pacient cu infart este pur și simplu stopul cardiac. Și vedeți în partea din dreapta ecranului este un pacient cu un infart și care a avut un stop cardiac și este în curs de tratament de urgență. Vedeți aici o statistică, spre exemplu, pe care am luat-o din mai multe date din Statele Unite, ca să vă dați seama cam care este, de fapt, cel mai important punct în tratamentul infartului de miocard. Vedeți că am 20 de milioane de pacienți cu infart, erau numai cu câțiva ani de zile în Statele Unite. Vedeți că 55% dintre aceștia, respectiv 11 milioane, nu mai erau în viață la sfârșitul unui an, dar dacă coborâți pe ecran cu privirea pe aceste date, veți vedea că două treimi din decesele prin infarct miocardic acut apar înainte ca pacientul să ajungă la spital. Deci în primele 2-3 ore, ceea ce înseamnă peste 7 milioane de pacienți. Și atunci cel mai important lucru pentru pacienți este modul în care ei sunt diagnosticați precoce, imediat după debutul infarctului miocard și sunt tratați până să ajungă la spital. Vă dați seama că în aceste condiții, ceea ce tratăm noi în fiecare zi în spital este un vârf de iceberg. Pacienții care reușesc să supraviețuiască și să ajungă la spital să beneficieze de tratamentul modern pe care o să-l detaliez ulterior. Majoritatea acestor pacienți decedează însă până să ajungă la spital și prin stop cardiac. Care stop cardiac, vă spuneam că apare prin niște tulburări de ritm ale inimii. Și cea mai frecventă tulburare de ritm, aveți aici pe electrocardiogramă, pe acest ecran, cele patru tulburări de ritm care pot să apară într-un infart. Cea mai frecventă este cea din stânga sus, cum privim noi la ecran, și se numește fibrilație ventriculară. Oricine poate seziza, sunt oscilații ale peniților care regează electrocardiograma. De fapt, ce se întâmplă în acel moment? Din cauza infartului, inima ajunge ca să bată cu 400 până la 600 pe minut. La o astfel de contracție, ea, în loc să se contracte ca o pompă care împinge sângele în tot corpul, contracțiile inimii sunt cam așa. Da. Sunt cam așa. Și atunci paradoxul în fibrilația ventriculară este că deși inima bate cu o frecvență foarte mare, aceste contracții ale ei sunt insuficiente pentru a obține o presiune exact să aruncă în corp. Stopul cardiac apare prin această tulburare de ritm. Fibrilația ventriculară. Această tulburare de ritm poate ca să fie oprită. Poate să fie oprită prin administrarea unui șoc electric cu două padele. Acest șoc electric anulează fibrilația ventriculară și permite inimii ca să-și reia activitatea normală. Dacă un astfel de șoc electric este administrat în primele 90 de secunde de la debutul fibrilației ventriculare, șansa de a scăpa un astfel de pacient este peste 80%. Bine, asta nu se poate decât dacă pacientul este deja în ambulanță sau în spital. Ați sesizat excelent acest lucru. V-am spus că majoritatea stopurilor cardiace apar în prespital, unde nu avem defibrilator. Și aici apare, și ăsta este lucrul asupra care am să insist, ce putem să facem noi, ceea ce poate să facă oricine. Să inițieze ceea ce numim noi manevre de resuscitare. Aceste manevre de resuscitare sunt niște manevre simple, practic, pur și simplu, învățarea de către oricare dintre noi să facem ceea ce numim noi masajul cardiac. De fapt, compresie toracică. Și există niște algoritmi, modul în care se face această resuscitare de cardiorespiratorie pe care o spunem noi.
Ceea ce trebuie să rețină publicul este că în momentul în care un pacient face un stop cardiac, practic se prăbușește, își pierde starea de conștiință și intră în fibrilație ventriculară, noi, prin aceste compresii toracice sau masaj cardiac de care facem corect, nu vom opri, poate, fibrilația ventriculară, dar vom menține această fibrilație ventriculară o perioadă mult mai îndelungată, dând timp pacientului, dând timp serviciului de ambulanță să ajungă la noi cu defibrilatorul. Dacă nu intervenim și nu facem masaj cardiac, această fibrație ventriculară degenerează în câteva minute în ultima tulburare de inimă pe care v-am arătat-o jos și care este asistola. Deci, pur și simplu, oprirea inimii. Deci dacă noi intervenim imediat când pacientul intră în stop cardiac prin fibrație ventriculară în infarct, prin masaj cardiac putem să-i dăm timp pacientului respectiv prin compresia pe care o face asupra toracului, reușind să pompăm un minim de sânge în creier, un minim de sânge în inimă, astfel încât să menținem cele două organe vitale, exact, până când vine defibrilatorul și defibrilatorul dă un șoc electric. Putem să continuăm discuția și pe faptul că fiecare dintre noi ar trebui să știe să facă aceste manevre de prim ajutor. Am să vă dau exemplu Finlanda. În Finlanda niciun elev nu termină școala până nu știe resuscitare cardiorespiratorie, legislație și stil de viață sănătos. În felul acesta, dacă am definit cam ce este infarctul miocard și cam ce se întâmplă cu el, este ușor ca să înțelegem cu toții care sunt obiectivele majore ale tratamentului. Primul dintre ele este combaterea aritmiilor maligne, cu denumim noi, să știm să intervenim în stopul cardiac, iar dacă reușim să depășim acest moment, să destupăm artera. Așa cum v-am arătat inițial. Practic să reluăm fluxul prin artera respectivă. Exemplul pe care îl dau de foarte mult pacienților mei ca să înțeleagă ce este infarctul, domnule, gândește că ai o rană pe inimă. Este ca și cum există o țeavă din aceea lungă care irigă un câmp și care are mai multe aspersoare. Deci este țeava principală, este artera principală și aspersoarele sunt ramuri din arteră. Dacă o astfel de țeavă se astupă cu mâle, evident că aspersoarele nu mai funcționează și toată iarba din jur sau cultura respectivă se usucă. Așa se întâmplă și la inimă. Miocardul respectiv sau mușcul inimii începe să moară acolo. Dacă reușim să destupăm repede această țeavă, atunci irigarea se reia și, dacă nu am pierdut foarte mult timp, cultura poate ca să se revigoreze, la fel și mușchiul inimii poate ca să fie recuperat. Dar pentru ca să putem să facem această dezobstrucție de coronariană, trebuie mai întâi ca pacientul să ajungă la spital viu. Dacă are un stop cardiorespirator, să știm să depășim acest moment. Toată această discuție despre modul în care să intervenim în stopul cardiorespirator, care este absolut capital pentru un pacient cu infarct de miocard. Aici tot algoritmul de intervenție în stopul cardiorespirator este făcut pe această schemă. Cu siguranță vom avea o emisiune dedicată numai acestui subiect în care vom arăta și practic cum se face. Vedeți, în esență este vorba de a face 30 de compresii toracice și între 30 de masaje cardiace să facem două ventilații gură la gură. Asta este esența. Și dacă reușim să facem acest lucru corect, putem să menținem pacientul în viață până vine serviciul medical de urgență. În același timp, pentru că întrebarea dumneavoastră a fost foarte, foarte bună, o să vă mai arăt încă un lucru. Dacă o să mergeți, spre exemplu, în stația de metrou de la universitate, veți găsi acolo niște mici aparate care se află în spatele unor gemulețe. Sunt defibrilatoare semi-automatizate. Sunt puse mai multe lucruri publice din țară, o să le găsiți și pe aeroporturi internaționale. Dar foarte puțini oameni. Partea părăsă că publicul nu este antrenat pentru asta și nu știe la ce folosesc. Exact. Sunt aparate care pot să dea șocul electric, au o voce sintetică incorporată în acest aparat, care conduce pe cel care le utilizează, îi explică ce trebuie să facă cu ele. Și în felul acesta, un astfel de aparat de defibrilator semi-automatizat poate ca să fie folosit de dumneavoastră, de cei care asigură asistența tehnică acum în studio, deci practic de oricine. Ca să vă dau un exemplu, în primul an de la instalarea acestor aparate în aeroportul din Chicago, au fost 19 stopuri cardiace la care s-a intervenit de către public folosind aceste aparate și au supraviețuit 12 din cei 19. În lipsa acestor aparate n-ar fi supraviețuit niciunul dintre ei.
Deci, în esență, ca să rezum, durerea toracică violentă este cea care anunță un infarct de miocard. Cei care sunt în preajma celui care are un infarct de miocard trebuie să fie pregătiți în orice clipă că pacientul poate să-și piardă cunoștința, poate să intre în stop cardiac, să știe să intervine, să facă masajul cardiac și să cheme rapid serviciul de urgență. Da, nu, poate nu ar fi mai bine să fie toate firmele dotate, așa cum suntem obligați ca societate comercială să avem stingători de incendii, să avem și așa ceva? Se spune, urmă cu ani de zile, după decesul unui fotbalist, primul deces al unui fotbalist în fotbalul din România, am avut un curs de 2 săptămâni cu toți medicii echipelor din Liga 1 de fotbal, pe care i-am învățat cum să facă, ce să facă în astfel de situații. Le-am explicat cât de ușor poate să fie salvată viața unui fotbalist în stop cardiac printr-un singur șoc extern aplicat de un aparat. Toți au fost extrem de entuziaști. La sfârșitul cursului le-am spus, trebuie să vă cumpărați un defibrilator. Cât costă? Păi cam 1.500-2.000 de euro. A spus, clubul nu are atâția bani. Și în momentul de față nu o să vedeți nicio bancă de un medic dintr-o competiție sportivă având un defibrilator lângă el. Toți așteaptă ambulanța care este undeva după colț, dar timpul care se până când se conștientizeze echipajul de pe ambulanță, că s-a spus ce s-a întâmplat anul trecut pe stadionul Dinamo. Da. Aș reveni puțin la un slide de dinainte cu acea statistică legată de speranța de viață la un an de zile. Da. Mi s-a părut o statistică destul de îngrijorătoare. Care sunt cauzele? V-am spus, majoritatea pacienților mor în prespital, până să ajungă. Da. Iar din cei care supraviețuiesc de acolo, ajung foarte, mulți dintre ei foarte târziu la spital. Și dacă o să continui, ce v-am arătat aici este algoritmul de intervenție al personalului calificat în stopul cardiorespirator. N-am să insist aici asupra lui, vi l-am arătat numai ca să vedeți că există niște scheme preformate, niște ghiduri, niște recomandări de intervenție. Am să vă răspund la această întrebare arătându-vă cam ce se întâmplă cu inima după un infarct de miocard. Vedeți aici, în această imagine, ce vedeți acolo este o schemă care încearcă să vă demonstreze faptul că infarctul nu ocupă toată suprafața de mușchi amenințată de la bun început. El se dezvoltă progresiv din centrul inimii spre suprafața lui, astfel încât infarctul este practic toată zona care era dependentă de artera care iriga miocardul respectiv, ajunge să se necrozeze, să se distrugă mușchiul respectiv, cam la undeva la 4-6 ore de la debut. Cu alte cuvinte, dacă noi reușim ca să destupăm această arteră în primele 4-6 ore, putem să limităm această expansiune a infarctului și în loc să avem un infarct foarte mare, să avem un infarct mic. Din nefericire, prin faptul că pacienții sunt ultimul lucru pe care se gândesc este un infarct de miocard, de fapt, v-am spus, mass media și publicul nici nu mai înțelege exact amenințarea infarctului de miocard, cât de frecvent este același. Toată media este plină de tot felul de alte boli. Evident, cancerul este important, dar este de 2 ori mai puțină mortalitate decât bolile cardiovasculare. Din această lipsă a informației publicului apare și ignorarea semnelor de infarct. Și atunci un timp foarte mare care trece de la apariția infarctului și până când omul se gândească că totuși am ceva serios și să ajungă la spital. Și atunci dacă nu intră într-un stop cardiac și nu moare până să ajungă la spital, cei care ajung la spital ajung târziu, dincolo de 4, 6, 7, 8 ore de la debutul infarctului de miocard, când deja o bună parte din mușchiul inimii este mai luăm o pastilă, mai stăm un pic liniștiți, exact. Și când chiar nu mai putem... Și vezi că nu strece și atunci zici, da, trebuie să ajung la spital. Ei, gândiți-vă că una este să destupe acea arteră când infarctul este de-abia la debut și s-a dezvoltat puțin. Recuperarea inimii poate ca să fie ca și cum pacientul n-a avut absolut nimic. El se poate integra ulterior în muncă și în activitatea de fiecare zi, absolut ca o persoană normală. Și alta este când vii cu un infarct mare, undeva la 12 ore sau poate când se întâmplă și a doua zi de la debutul infarctului de miocard, când să zicem jumătate din mușchiul tău a inimii este compromis. Și singura speranță pe care o mai ai este ca acel infarct să se cicatrizeze. Pentru că, repet, infarctul trebuie să fie văzut ca o rană mare pe care o ai pe inimă și care are nevoie de timp
ca să se repare, la fel ca orice rană pe care noi o vedem cu ochii noștri în momentul în care avem pe suprafața corpului. Numai că la inimă, această rană, acest infart, inima este un organ care se mișcă, deci repararea și cicatrizarea iau un timp mai lung, undeva până la 6 săptămâni. Și atunci vezi că omul depășește un infart, depășește perioada de spitalizare, însă această cicatrizare continuă următoarele săptămâni, din mușchiul pe care îl avea, ajunge să fie funcțional numai 20-30%, și atunci evident că în următoarele luni el ajunge să facă insuficiență cardiacă sau să repete un stop cardiac, și aceasta este explicația mortalității mari la un an de zile la pacienții care au depășit în prima fază un infart. Așadar, am trecut cu bine peste un infart, putem să-l facem și pe al doilea. Putem să-l facem și pe al doilea, pentru că v-am spus, inima are 3 artere coronare și mai multe ramuri, deci putem să-l facem oriunde. Cum destupăm noi artera? Uitați, aici este o imagine și vedeți, aveți în partea din dreapta, cum ne uităm noi acum la ecran, 2 cicatrici de infart, secțiuni prin inimă. Vedeți cât de bună este cicatricea în partea stângă. Practic se vede că mușchiul a fost recuperat și cum arată în partea dreaptă. Când inima a trebuit să se dilate, acolo peretele acelor unde a fost infartul este subțire, deci vă dați seama că performanța celor două inimi este total diferită. Și ceea ce vedeți pe graficul din stânga este cât la sută din miocard se pierde pe măsură ce timpul trece. Și vedeți că, practic, după 4 ore, noi nu mai putem practic, să salvăm din acest de miocard. Iar ceea ce vă prezint aici este strategia ca modul în care este imaginată, recomandată în momentul de față în ghidurile Societății Europene de Cardiologie și care este și practicată la noi în țară. Vedeți, dacă timpul de momentul în care s-a pus diagnosticul de infarct miocard, de momentul în care a ajuns echipa respectivă și echipa respectivă calculează că timpul de transport al pacientului până la un centru care poate să facă angioplastie coronariană, cu alte cuvinte, să destupe mecanic acea arteră astupată, este sub 2 ore, atunci îl transportă imediat la acel centru. Dacă acel centru de cardiologie intervențională este la o distanță mai mare de 2 ore, atunci vedeți că se face ce am scris noi acolo, fibrinoliză. Ce este fibrinoliza? Este administrarea, intră în vena unui pacient, a unei substanțe capabile să topească cheagul care este pe artera respectivă. Și atunci noi avem 2 modalități de a destupa artera respectivă. Una dintre ele să administrăm acea substanță și vedeți în partea din stânga a ecranului, cum privim acum, este primul caz raportat în istorie de un profesor american, Renthrop, de reperfuzie coronară prin trombolică. Se poate vedea jos, dacă vedeți, este o arteră care este în plus. Da. Comparativ cu cea lipsea aici. Aici era astupată. El a administrat atunci o substanță trombolitică, streptochinază se chema, și vedeți cum a fost reluată, dar vedeți aici strâmtorarea, stenoza care a dus la astuparea acestei artere. Acest lucru îl facem și noi în momente de față, chiar pe echipajele de salvare, dacă pacientul este la distanță de un centru de cardiologie intervențională. Dacă el poate să fie dus rapid la un centru de cardiologie intervențională, modalitatea optimă de tratament este, de fapt, ceea ce vedeți aici. Aplicarea stentului. Este aplicarea unui stent. Vedeți aici o placă de aterom, de ateroscleroză, care a stupat sau s-a stentorat foarte mult această arteră. Vedeți cum se introduce acolo un cateter și se dilată. În vârful acestui cateter se află un balon care se dilată și practic lipește la pereți această placă de aterom și se poate lăsa aici și, cum spun eu, un inel metalic, stent, astfel încât artera să nu se mai închidă acolo. Și vedeți, avem 2 modalități prin care putem să destupăm artera, fie prin administrarea unui substanță care topește cheagul, fie mai elegant și mai eficace, prin transportarea pacientului în serviciu de cardiologie intervențională, prin străpungerea cheagului cu această sondă, dilatarea strâmtorării și punerea acolo unui stent. Ultimă întrebare, domnule doctor. Care este viața pacientului după infart? Viața pacientului cu infart depinde de foarte mult cât de mare a fost infartul și v-am spus cât de repede a ajuns la spital.
Am și prieteni de-ai mei și de pacienți care au avut infarct acum 25-27 de ani și care sunt persoane active, persoane care de atunci au câte un stent, persoane care au trebuit chiar să facă operații de bypass aortocoronarian, au depășit 24-25 de ani și sunt în condiții foarte bune. Deci, infarctul nu mai este ceea ce a fost. Așa cum se spune și altă dată, nu mai este o boală care te debilitează dacă reușești ca să îndeplinești condiții pe care vi le-am spus anterior. Să ajungi cât mai repede la spital, să faci reperfuzie cât mai rapid. În felul acesta, miocardul poate ca să fie salvat în proporție foarte mare, toate arterele astea pot ca să fie reparate. Stilul de viață al pacientului de oră trebuie să se schimbe, trebuie să nu fumeze, să scadă în greutate, să ajungă la greutatea ideală, să se alimenteze corect, adică cu salvatul, legume, fructe și să evite grăsimile și să facă foarte multă activitate fizică, adică să ducă o viață normală. Normală și de multe ori ideală. Da, viața normală este viața ideală. Ceea ce facem noi, sau majoritatea dintre noi, nu este o viață normală. Așa este. Da. Acum chiar este ultima întrebare. Tot spunem, punem pe seama stresului problemele astea cardiovasculare. Este el un factor? Oamenii care se enervează mai des sau oamenii mai stresați, care se simt copleșiți de probleme, au o predispoziție mai mare? Mă gândesc cum să vă răspund la această întrebare. Mi se pune această întrebare de foarte multe ori și am să vă dau răspunsul pe care îl dau de fiecare dată. Românii își explică totul prin stres. Când au probleme la servici, când divorțează, când sunt supărat, totul este pe la stres, când se îmbolnăvesc din cauza stresului. Stresul este important în bolile cardiovasculare, fără doar și poate, dar nu este principalul factor de risc. Bine, știți cum e? Este un lanț al slăbiciunilor. De stres fumăm, de stres bem mai mult decât ar fi cazul, de stres mâncăm obsesiv-compulsiv, adică până la urmă el este la bază. Toți ne dăm explicațiile care ne convin. Exact. Dar asta încercăm să ne ascundem propriile slăbiciuni. Stresul este un factor important pentru bolile cardiovasculare, dar este undeva dincolo de spre ocul 10. Până acolo trebuie să renunțăm la fumat, trebuie să avem o greutate ideală, trebuie să facem mișcare în fiecare zi, trebuie să fim atenți și punem în farfurie. Și am să vă dau un exemplu. Uitați-vă, de pildă, sunt două populații albe, una care este peste ocean, în Statele Unite, dacă vreți, și vedeți cam cum arată majoritatea americanilor, treceți oceanul și uitați-vă în Franța, care a ajuns în momentul de față populația cu cea mai mare speranță de viață din lume, 88 de ani la femei și 82 la bărbați, depășindu-o pe cea a japonezilor, care tradițional erau considerați ca fiind cea mai longevivă acum, și pe cea a scandinavilor. Și este foarte simplu, este vorba de aceeași rasă, numai uitați-vă ce își pun în farfurie unul și ce își pun în farfurie ceilalți. Așa este. Și în Franța au fost create zeci, sute, mii de baze sportive cu acces gratuit și există această cultură a activității fizice din școală. Și au și un sistem medical care în momentul de față este cotat ca number one. Și acum iar revenim la educația populației, evident. Asta este absolut categoric. Și asta este durerea noastră mare a tuturor. Conștientizăm populația și poate vom reuși ca să demonstrăm că nu este nicio filozofie în prevenția bolilor cardiovasculare, că toate acestea pot ca să fie prevenite și controlate extrem de ușor în momentul în care înțelegem despre ce este vorba. A fost o onoare, domnule doctor. Și pentru mine a fost să fiu aici. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Ne revedem și data viitoare cu subiecte, vă asigur, la fel de interesante. Mulțumim.